Un alt lucru care trebuie să vi-l spun, l-am spus mai devreme, este faptul că și cei care au iPhone pot folosi acest Android Box. Pot face mirroring, deci ai telefon Android, poți să faci, ai aplicație pe TV Box, să dea face mirroring, poți să faci după telefon dacă vrei. Ai iPhone, vrei să faci mirroring după iPhone, poți să-l faci, ai aplicație pentru iPhone. Deci ai două aplicații, una pentru Android, una pentru iPhone. Practic, tu ai iPhone, ai posibilitatea să instalezi și Tuxi. Tuxi îl instalezi pe navigator, dar nu îl instalezi pe telefon. Instalezi pe navigator aplicația Tuxi și de acolo faci setarea cu Parking Mode, ok, ca să poți să vezi. Practic, tu telefonul tău, iPhone-ul, nu mai folosești, decât dacă vrei să faci mirroring, poți să faci cu ajutorul acestui TV Box. Ok? Din ceea ce am înțeles eu de la prietenii mei administratori din Italia, merge și pentru navigatoarele cu Android. Ok? Eu n-am avut posibilitatea să o probez, poate voi găsi vreun membru doritor după grup care vrea să probeze. Tot la fel, ai acest Android Box, ai cablu, l-ai legat la navigatorul tău Android an 2015-2018, nu FaceLive, și faci proba. Practic, unul care vrea să-l aibă și în casă după aceea, că dacă eventual nu-i merge, l-are în casă. Vă spun doar atât. Stai să treacă avionul. Vă spun doar atât. Practic, vreau să-mi schimb navigatorul cu unul Android aftermarket, ok? Practic, ăla mă costă vreo 250 de euro în sus ca să fie unul bun, ok? Însă cu m-am dat eu 45 de euro cu 5 euro, cu 50 de euro am tot ce aș avea pe acel navigator. Eu am pus și Waze pe el, însă având telecomanda aceasta mi-a fost greu cu traseul. Am făcut o probă acasă, l-am pus pe televizor și am făcut o probă. Am tastieră wireless și am legat, mi-a fost mai simplu. Mai am încă de studiat cum să fac să reușesc să am comenzile touch direct pe navigator la TV Box. Ar trebui să existe o aplicație care să face chestia asta. Va trebui să studiez puțin problema. Între timp eu vă voi demonstra doar cum se leagă, vă voi demonstra calitatea. Vă spun deja de la început că în momentul în care tu, că am făcut deja proba, legi TV Box-ul la auxiliar, veți vedea niște linii, ok, pe navigator. Exact ca la televizoare vechi. Eventual poate vă sare și imaginea, cum era pe vremea de dădeați cu pomnul în televizor să se oprească imaginea. Calitatea la AV, asta este. Deci o calitate slabă, pierzi din calitate. Având în vedere ce HDMI e calitate bună, ok? AV component cu cele trei mufe, calitate bună. Cu un singur cablu pe care intră audio și video, automat calitatea nu este chiar așa de bună. Având în vedere că navigatorul rulează la 6K, în momentul în care eu am dat un video pe YouTube, imaginea este bună și nu se văd acele linii, ok? Am dat un video după telefon sau un video după USB, calitatea la fel este bună, ok? O altă chestie, mi-am adus aminte acum, și mi-am cumpărat mai nou, un lucru care oricine poate să-și cumpere, este acest hard disk, ok? De la ScanDisk este cât un card, practic, de mare, de 500 de GB, la vezi de 1000 de GB, de 250, și am dat pe acesta de 500 de GB, am dat 90 de euro, tot pe Amazon, ok? Este un hard disk care are ieșirea unde aici, tip C, mufa, ok? Aveți acest cablu tip C și un adaptor pentru USB normal, ok? Eu
pot să dau internet, pot să dau, scuzați-mă, audio-video pe navigator cu ajutorul acestui hard disk 500 GB. În salvez poze, video, oriunde m-aș duce, le salvez pe el. Eu recomand să vă cumpărați și pe acesta pentru cei care nu-l aveți. Și pe telefon, care aveți modele cum am eu, Samsung S10, S10 Plus, S8, care mai sunt, S9, cele care au tip C, vă puteți salvea direct pozele, video ce aveți direct pe hard disk și nu le veți pierde. Ok. Spuse toate acestea, eu spun să trecem la treabă și să montăm TV box-ul. Ok, am discutat această parte, am scos această piesă, ok, auxiliar și USB, am scos-o de aici, pentru că eu vreau să montez practic să nu am firele la vedere. Deci această parte va fi montată în spate. Aici mi-am pus un întrerupător, ok? Nu știu dacă se vede. Ok? Un întrerupător la alimentarea care va fi dusă la TV box. Ok? Unul această parte în TV box și această parte va veni aici. Ok? Însă, mi-am dus aminte. Eu am mai cumpărat ceva. Am cumpărat acest cablu USB 3.0 cu două ieșiri. O ieșire are alimentarea. Deci alimentează decât aceasta. Și una practic are și ok, se vede aici. Priză 3.0, USB 3.0, ok? Plus acest cablu prelungitor USB pentru ce? Practic, eu am vorbit cu cineva pe internet să-mi facă o piesă la o imprimantă 3D, ok? Măsura la cea originală, pentru că acest auxiliar eu îl voi lega practic în acest fel, ok? Și va veni aici, ok? În această poziție. Această parte va fi în față, exact aici. Okay. Și cablul va veni exact așa. Ok? Îl voi fixa cu puțin lipici la cald. Și astfel nu voi avea fire în față. Vor fi toate în spate puse, ok? Și alimentarea și cablul USB. De ce mi-am luat acest cablu dublu? Ok? L-am luat pentru că voi lega în felul următor. Acest cablu dublu la USB original, acesta care este USB 3, face transfer de 3.0, face transfer de date, îl voi lega aici. E puțin cam, pare cam complicat, dar e simplă treaba. Și aici va veni alimentarea, ok? Al mașinii, astfel încât să nu trag alte cabluri, vor fi toate în spatele acestor două prize, ok? Toate firele, nu va trebui să mai trag din torpedou alt fir USB de alimentare care să-l duc pe undeva pe un scaun, toate vor fi în spate. Deci e foarte simplu, ok? Cam așa arată. Bine, le voi lega ceva de genul ăsta să nu ocupe mult spațiu. Ok? Vor fi în spate. Una dintre ele, am spus, va veni
aici. Ok? Și cealaltă parte va fi alimentarea. Foarte simplu. Bun. O dată ce v-am explicat toate lucrurile astea, eu trec la treabă. Le voi monta. Voi monta tot. Veți vedea cum arată toată treaba făcută. Vă voi lăsa link de la acest prelungitor, să zicem, USB. Ok, sunt două la fel astea. Le-am luat pe măsura cum mi-au făcut această parte la stampanta 3D. Ok? Făcută la stampanta 3D. Astea le-am luat pe măsură, astfel încât să încapă în locul celui original și această priză să intre aici. Ok? Am spus, fixat cu puțină cola la cald, oricum eu voi pune cheia de muzică Tux aici, cu cola la cald, când voi împinge, ea va sta fixă, un cola caldă și sus și jos, lipici și stă fixă. Ok, ați văzut că vine foarte bine, integrat în planșetă. Și vor fi toate filele, vor fi ascunse, nu vor fi file la vedere. Ok, deci voi lăsa în descriere, în comentarii de jos, vă voi lăsa link către cele două cabluri și prelungitor și tot. Va trebui, care vreți, să vă faceți rost de aceste piese făcute la stampanta 3D. Dacă aveți prieteni care au stampanta 3D, dacă e vreo firmă la noi în România, eu nu știu, sincer, arată foarte, foarte, foarte bine. Ok. Că băiatul ăsta mi-a pus ceva folie pe deasupra, de se vede, practic e lucios, e aceeași chestie ca la mașină. Pentru că el m-a întrebat pe mine, dar tu vroiai cu carbon? Zic, nu vreau cu carbon. Sunt ok așa. Ok? Bun, deci voi monta tot. Veți vedea toată treaba terminată. O voi explica din nou în mare ce am făcut. Trecem la treabă și vom vedea rezultatul final. Aceasta este telecomanda pentru TV Box, ok, cu giroscop, comandă vocală, e foarte ușor și foarte comod de folosit în mașină, de această telecomandă, ok, pe asta am cumpărat-o aparte. Am cumpărat un cablu USB cu două ieșiri. Unul dintre acestea, acesta pentru date și unul doar electric, practic. Voi lega la priza USB normală acest cablu, cheia cu tuxi acesta și alimentarea la TV Box. Acesta, deocamdată am pus un LED, că i-am făcut probă. Ok? Haideți să-l legăm la TV Box. E faptul că eu am legat... Asta să dau mai încet. Faptul că eu am legat totul în spate, ok? În spatele acestei cutii de plastic. Faptul că am pus acest întrerupător aici, am un avantaj, în sensul că eu dacă legam la o priză, gen priza asta USB de aici, ok, priza asta cu voltmetru, în momentul în care opream motorul, se oprea și TV box-ul, ok? Asta ce înseamnă? Că eu dacă mă opream până la, nu știu, la benzinărie să alimentez, automat se închidea și TV box-ul. Practic, alimentând de la aici, cum v-am spus, pe această priză USB de aici, cea originală a mașinii, aveți alimentare continuă și când mașina este oprită. Ok? Asta înseamnă că eu în momentul ăsta opresc motorul, ok? S-a oprit navigatorul, să zicem că mă uitam la un meci.
Am dat pe YouTube la live la un meci, ea cu Germania, exemplu. Mă duc, alimentez. În momentul când pornesc, voi avea, vedeți, apoi unde a rămas. Pentru că mie, chiar dacă am oprit motorul și chiar dacă aș încuia mașina, Android doar merge. Tocmai de aceea am pus acest întrerupător. Ca eu, acum, îl oprez în întrerupător. Ok? Mi s-a închis TV box-ul. Gata. Ok? O idee foarte bună, zic eu. Eu acum sunt pe Android Box. Vedeți că am activat aici și Tuxi. O să folosesc Tuxi. Practic, pe fundal văd încă videoclipul. Eu pot să intru să-mi văd datele, telegenerare. Ok? O să-mi văd temperatura la ulei, temperatura la apă. Astea sunt datele reale. Ok? Tot avem aici mesaj pe telefon. Avem și un navigator integrat, dar pe ăsta nu-l folosesc eu. După Tuxi, știți, de fapt, cunoașteți Tuxi. Ok? Ideea e că ai pe fundal restul videoclipului, deci îl vezi pe fundal. Bun, deci am instalat Android Box-ul, facem un alt test. Acum, din motive de privacy, am intrat pe canalul nostru, pe canalul la Nico. Ok, vedeți, ăsta este unul dintre videoclipuri. Practic, nu aveți numai YouTube, aveți și orice altceva, orice se poate, și oricum se vede foarte bine, se aude aici. Problema e și de cablu AV. Eu am, deocamdată am probat două cabluri, acesta se aude mai bine. Trebuie să pun un disturbator pe partea electrică, pentru că vedeți că fac ce anumite linii. Ok? Îl voi cumpăra și pe așa îl voi monta. Poate voi face o probă și pe 12V cu un convertitor de tensiune de la 12V la 5V. Ok? Practic, ieșim puțin din YouTube. Ok? Vedeți aici, aveți Chrome. Aici aveți fișele mele, aveți și posibilitatea să puneți IPTV, spre exemplu. Play Store-ul aveți, ok, galerie. Am instalat Sigic, Tuxi Auto, avem Netflix, avem mai multe. Ok. A-Screen, pentru a putea face mirroring cu iPhone și cu Android, telefoane. Puteți instala Waze, foarte liniștit. Aveți Aptoid TV. Aveți și orice aplicație după Android care o folosiți, puteți să o puneți aici. Bun, aici este Google Play. Ok. Se vede că am alb, va trebui să schimbăm, dar nu stau să schimb acum, ok? Cam asta este tot. Eu unul vă recomand să, pentru cei care vreți video, practic din TV Box, care îl montați aici jos, ok? Puteți să trageți un cablu HDMI și să duceți în spate la două monitoare, să vadă și ce din spate. E o chestie destul de simplă.